Peste 100 de obiecte explozive din perioada celui de-al doilea război mondial au fost descoperite pe un câmp agricol din raionul Căușeni. Munițiile au fost depistate pe un lan în urma lucrărilor agricole efectuate lângă satul Plopștiubei. La fața locului s-a deplasat echipa de geniști. În urma cercetării terenului, militarii au descoperit 110 aruncătoare, mine antitank, precum și grenade, toate de producție germană. Din motive că arsenalul de muniții se afla în sol peste 70 de ani și avea un grad sporit de uzură, acestea au fost neutralizate pe loc în condiții de maximă securitate. Menționăm că doar în luna octombrie, geniștii Armatei Naționale au neutralizat peste 156 de obiecte explozive de pe teritoriul Republicii Moldova. Grupele de deminare au participat la 33 de misiuni în satele din raioanele Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Cimișlia, Florești și Aneninoi. O intervenție mai complicată a fost în satul Viișoara din raionul Ștefan Vodă, unde localnicii au descoperit în timpul lucrărilor agricole 51 de mine anti-infanterie și proiectile de artilerie de diferit calibru. De la începutul anului, geniștii au găsit și distrus 2221 de obiecte explozive de pe întreg teritoriul țării. Ministerul Apărării atenționează că în zonele în care există muniții, cetățenii sunt rugați să anunțe autoritățile locale. În cazul depistării unor obiecte explozive neidentificate, este categoric interzisă atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea obiectelor găsite în pământ sau la suprafață.